tu deja pleci? A întrebat tristă Vera. Da, micuțo, a venit timpul, a răspuns Petru. De această dată și așa m-am reținut la tine prea mult. Trei zile dintre cele mai fericite au zburat pe nesimțite. Vera era în al nouălea cer de fericire. Ea este iubită, de ce mai are nevoie? Toate dorințele ei s-au împlinit. Nici nu mai are la ce visa. Soția nu-i va ierta absența de trei zile, se gândia. Acest lucru nu se iartă. Îl va da afară și vom fi din nou împreună. Acum nu pentru trei zile, ci pentru totdeauna. Una din două. Sau seara va suna și va spune că soția lui a luat copiii și l-a părăsit. Atunci mă va chema la el sau cu lucrurile va veni la mine. Și ne vom întâlni ca să nu ne mai despărțim niciodată. Verei convenea oricare dintre aceste opțiuni. Însă Petru nu a sunat. Nici seara, nici pe tot parcursul zilei următoare. Și nu a răspuns la apelurile ei. Abia în ziua a patra a dat de știre. Adică, a întrebat Vera. Vrei să spui că timp de trei zile nu se știe unde ai petrecut noaptea și soția ta nu putea da de tine? Și când ai binevoit să apare acasă, ea nu ți-a spus nimic. Nu ți-a făcut nimic. Și chiar nici explicații nu ți-a cerut, așa reiese. Reiese ca așa, a răspuns Petru. Dar de ce nu m-ai sunat deodată? De surprindere. Tu doar îți aduci aminte că noi eram siguri că va fi o variantă din două. Fie că Elizaveta va lua copiii și singură va pleca cu capul sus. Fie mă va alunga pe mine. Eu eram gata pentru orice. Doar că nu pentru aceasta. Ea nu a spus nimic. Dar și eu eram confuz. Într-atât încât abia astăzi mi-am adus aminte că nu te-am sunat ești supărată pe mine, scumpo. Iată cum s-a gândit Vera. Erai confuz. Ei bine, înseamnă că ea este mai deșteaptă decât m-am așteptat eu. Și atât de simplu ea nu va pleca. Va trebui să plec la Petru. De ce ai tăcut Vera? Eu nu tac, dar mă gândesc. Și la ce te gândești? Îmi este milă de tine, Petru de mine ți este milă. Dar pentru ce? Pentru că ai pățit-o, ce ai în vedere? Ai dat de necaz. A răspuns sigură Vera. Ce fel de necaz? Soția ta vrea să se răzbune pe tine. Și într-un mod foarte groaznic. De aceea și tace. Pentru ca să nu te sperie. Și să nu-și piardă dorința de răzbunare în zadar este plină de o dorință de răzbunare. Și până când soția ta nu va fi mulțumită, nu va pleca nicăieri. Chiar așa. Chiar așa. Mai bine te-ai gândi cum să te salvezi. De la ce? Dacă aș ști de ce. Faptul este că răzbunarea ei va fi teribilă și nu se știe ce și cum. Și nu se poate de aflat. De ce nu se poate, este posibil dacă îți pui imaginația în mișcare. Vera, tu doar ești femeie. Cine dacă nu tu poți să-ți pui în mișcare imaginația? Mai ales că ești vinovatul direct la tot ce s-a întâmplat. Și nimeni altcineva. Eu? Dar cine altcineva? La urma urmei, cu tine am fost în toate aceste trei zile. Tu ai pus la cale totul și mi-ai convins să nu plec așa că gândește-te acum pentru noi doi. Ei bine, în cazul ăsta, a răspuns Vera. Trebuie să mă gândesc la mai multe opțiuni și să o aleg pe cea mai rea dintre ele. Ce opțiuni ar putea fi? Elizaveta ta, de exemplu, te poate înșela. Cum vine aceasta? Păi cu un alt bărbat. Nu, ea nu este așa. Nici eu nu sunt așa dar dacă ai fi fost soțul meu și mai fi înșelat, atunci totul este posibil. De ce nu? Când vine vorba de răzbunarea cumplită a unei femei înșelate, orice este posibil. Despre ce vorbești, Vera? Dar ce? Spui lucruri groaznice, eu nu te recunosc. Tu ești sau nu? Serios, a făcut Vera semn să înceteze. Ai zis-o și tu, Asta nu este cel mai rău. Unii după ceea ce ai făcut tu, în general, devin tații altor copii. Nu, aceasta deja e prea mult. Prea mult. Dar cum ai vrut? Nu ai dormit acasă trei zile. La ce te-ai gândit, mă întreb. Pe ce te-ai bazat? Trebuie să-l speri acum, s-a gândit Vera. Cu cât mai tare, cu atât mai bine. Repede, apoi va fugi de la soția sa. Eu, în genere, nu m-am gândit la nimic, răspunse Petru nervos. Asta tu te-ai gândit în locul meu. Eu? Da, am fost o marionetă în mâinile tale migăloase. Chiar dacă este așa, de ce să vorbim despre asta acum? Este târziu. Ar fi trebuit să te gândești mai devreme la asta. Cum crezi, Vera? De ce altceva este capabilă Elizaveta? Femeile sunt diferite. Iată o cunoscută de-a mea și-a hrănit soțul cu ciuperci prăjite. Și unde este acum soțul? Unde este soțul nu știu, ea însă este o văduvă fericită. Nu cumva crezi că și soția mea este în stare de așa ceva. Doar pe mine să se răzbune. Dar eu ce legătură am? Tu doar singur vezi totul destul de bine, Petru. Ia tace. Iar aceasta înseamnă că te poți aștepta la orice de la ea. Eu sunt pur și simplu disperat, Vera. Ce să fac, sfătuiește-mă. Poate să recunosc singur totul, primul. Atunci pedeapsa nu va fi atât de dură. Și care-i sensul? Tu doar nu-i vei spune nimic nou. Ea și așa își dă seama de toate. Cu destăinuirea ta deja nu vei schimba nimic. Doar o vei face mai hotărâtă în intențiile sale. Ce să-ți spun, tu încearcă. Poate ea este altfel, nu așa ca alte femei. Atunci, probabil, ar fi mai bine să vorbesc cu ea, da. Vorbește. Îi voi explica că aceasta a ieșit fără să vreau. Și că mai mult nu voi proceda astfel. Explică-i desigur. Doar nu poate să nu mă înțeleagă. La urma urmei eu sunt bărbat, pot avea unele puncte slabe. Desigur, desigur, așa și spunei, în acest caz la sigur deja azi vei fi al meu, s-a gândit Vera. Iar eu deja nu te voi da nimănui. Seara Petru a vorbit cu soția sa. I-a povestit și a recunoscut tot. Chiar și faptul că aceasta s-a întâmplat cu mult timp în urmă. Și ce? S-a interesat Vera când a sunat-o, Petru. Ai vorbit cu ea? Am vorbit, eu i-am povestit și recunoscut totul. Iar ea? Nimic. Vocea lui Petru era plină de disperare. A zâmbit și nu a spus nimic. Ce? Chiar nimic? Păi a fost ceva, a răspuns el șovăitor. Ce a fost vorbește, nu mă ține în suspans. I-a întrebat doar cum te cheamă și unde locuiești. Da, și numărul tău de telefon, mai mult nimic. Și tu i-ai dat, a strigat îngrozită Vera. Dar ce-mi rămânea să fac? Voința mea era complet paralizată. De m-ar fi rugat în acel moment orice, eu aș fi îndeplinit aceasta imediat. Dar Petru e slută treaba, a spus Vera. Ce pe mine iar mă paște vreun pericol? Nu, acum pericolul nu te paște pe tine. Dar pe cine? Pe mine. Dar de ce? Pentru că soția ta nu prea are imaginație, a strigat înapoi Vera. Ea este o femeie banală răzbunarea ei nu este altceva decât răzbunarea banală a unei soți înșelate. Iată cum! Eu nici măcar nu am auzit de așa ceva. Și cum se manifestă aceasta? Prin faptul că nu se va răzbuna pe tine. Dar pe cine? Pe mine. Deci crezi că nu mai am de ce să mă tem. Tu poți continua să trăiești liniștit. Dar eu însă îți mulțumesc, Vera, a răsuflat Petru ușurat. De parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă. Chiar parcă vreau din nou să trăiesc. Privesc pe geam, iar acolo pare că iar luminează soarele. La povița s-a oprit și vântul s-a domolit. Înainte nici nu am observat. Ce vrei din nou să trăiești, a țipat Vera. Piatră de pe suflet și soarele strălucește. Nici măcar nu îți faci griji pentru mine. Ce se va întâmpla cu mine nu te mai interesează. Îmi pare rău, Vera. Dar asta e treaba voastră. Dar eu. A voastră. Nu, Vera, nici nu încerca să mă convingi. Nu mai ești mică. Ea de asemenea este destul de independentă. Și voi singure veți clarifica toate. Dar... Nu, singure am spus. Mie mă ajung atâtea lovituri. Mulțumesc pentru tot și adio. Cum adică adio? Încep o nouă viață, una sinceră. Stai, cineva sună la ușa mea. Acolo este soția ta. Ce să fac? Auzind aceasta, Petru imediat a deconectat telefonul. Vera deschide, cere Elizaveta. Eu știu că tu ești acasă. Ce e cu copilăria aceasta? Tu nu te vei ascunde de mine. Nu deschid, îmi este frică de dumneavoastră. Este târziu să-ți fie frică. Mai înainte trebuia, când îmi furai soțul și tatăl copiilor mei. Interesant la ce te așteptai. De ce atunci nu-ți era frică? Eu credeam că sunteți o femeie mândră și mândria dumneavoastră jignită vă va forța. Să plec, a continuat Elizaveta. Sau să-l dau afară. Tu ai vrut să-l alung. Da, mă așteptam la așa ceva. Dar eu nu sunt așa. Probabil că tu însuți ai înțeles deja că sunt o femeie calmă, care privește sobru la viață. De ce să plec sau să-l dau afară pe soțul pe care îl iubesc? El încă trebuie să-și pună copiii pe picioare. Drept cine mă consideri? Drept o nebună? Nu, dar am crezut că mândria și demnitatea dumneavoastră feminină. Ai grijă de mândria mea, Vera. Ești ca un copil, sincer. Vei avea proprii tăi copii și un soț, atunci singură vei înțelege perfect totul. Acea adevărată stimă de sine feminină este atunci când trăiești exclusiv pentru propriile tale interese. Și numai pentru propriile interese. După părerea ta crezi că ar trebui să trăiesc cu interesele tale. Să-ți dau soțul meu și pentru asta mă vei recunoaște ca pe o femeie mândră. Care are demnitate, da. Asta numești tu stimă de sine. Nu, dar. Și bine că nu de aceea poți să-mi deschizi ușa în siguranță. Și să nu-ți fie frică de nimic. Doar vom vorbi. Promiteți. Doar vom vorbi și atât. Da, răspunse Elizaveta bucuroasă. Nimic mai mult. Și nu mă veți bate. Pentru ce? Ca să merg la închisoare și să-ți eliberez locul meu. Demnitatea mea nu-mi va permite să fac aceasta. Așa că deschide cu îndrăzneală. Nu-ți fie frică! Vera a crezut-o și a deschis ușa. Și abia atunci și-a dat seama ce este cu adevărat răzbunarea banală a unei soții înșelate. Elizabeta a lăsat-o să asculte mărturisirea lui Petru, în care, printre altele, a recunoscut că nu a iubit-o niciodată pe această Vera. Pentru că ea este mult mai rea decât soția lui și că era în stare de ebrietate când a început să se vadă cu Vera. Și nu știa deloc cum să oprească această rușine. Ei bine, atât am vrut să-ți spun Vera, a zâmbit Elizaveta la sfârșit. Iar ție ți era frică prostuțo. Ea a ieșit din apartament. Vera era pe cale să închidă ușa, dar Elizaveta s-a oprit. Ea s-a întors și s-a uitat la fosta ei rivală și Doamne ferește dacă aflu că te întâlnești din nou cu Petru. Atunci nu mai poți conta pe o răzbunare banală. Totul nu va fi atât de obișnuit și prozaic. Totul va fi mult mai original. Mai înțeles. Am înțeles. Elizaveta a oftat ușurată și a plecat.